Deci, facem în felul următor. Ia să îl facem din nou mai mare, ca să vedeți cum fac. Deci, se fac 9 ochiuri de, 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bun. Acum, în primul ochi de lanț introducem și îl și scădem. În al doilea ochi de lanț introducem și îl scădem. Și în al treilea ochi de lanț introducem, da, și îl scădem. Bun. Ceilalți ochi de lanț facem picioare mici. Un picior mic, două picioare mici, 3, 4 și 5. Acum, din nou 9 ochi. 1 de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La fel facem. Deci introducem în primul și îl reducem. Introducem în al doilea și îl reducem. Introducem în al treilea și îl reducem. Pe ceilalți lucrăm picior mic. 1, 2, 3, 4, 5, 5 și aici introducem așa, prin ăștia doi, da? Și i-am scăzut. Mergem mai departe. 5 astfel de petale trebuie să avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La fel. Primii 3 îi scad, îi reduc. 1, 2, 3. I-am redus. Și apoi 1, 2, 3, 4, 5 și din nou în ceilalți 2 prind și închei petala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 și pe ceilalți îi fac la fel picioare mici. 2, 3, 4, 5 și al șaselea cu cei doi de aici, din margină. Mai am o petală. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și la fel, reduc 3. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5 și iar al șaselea fac așa. Acum, luăm trandafirul și, deci nu punem aceste petale așa, drept, nu le prindem așa, le prindem un pic oblic, da? Și prindem pur și simplu cu picioare mici, unul, vreo 7 ochiuri ar trebui să avem, 2, dar dacă sunt 8 sau 6 nu contează, 3, 4, 5, 6 și 7 în capăt, da? Ok, facem un picior, un ochi de lanț și întoarcem. Acum când întoarcem, lucrăm pe bucla interioară, deci s-a format iar această șiră de aici și pe buclele interioare lucrăm. Deci l-am luat pe primul și îl scad. Apoi 1, 2, trebuie să avem din ce în ce mai puțini, până rămân 3. 3, 4, 5, da? De fiecare dată reducem în părți cu un ochi într-o parte și cu un ochi într-o parte. Facem din nou un ochi de lanț, întoarcem. Acum facem pe bucla exterioară, nu interioară, da? Și facem 1 și l-am scăzut, 2, 3, 4. Facem din nou un ochi de lanț, ne întoarcem. Pe bucla interioară, da? Facem acum. Deci, 1, îl reducem. Și am rămas cu 3 ochi, 2, da? Și al treilea. Mai un pic. Bun. Unu, doi, și trei. Avem trei ochi. Acum o să facem, deci așa iesă, și acum o să facem șnur simplu. Deci scoatem prin doi și mai scoatem o dată. Și, deci facem acest șnur, da? Aici, pe parte, s-au format doi ochi. Introducem croșeta prin ei. Ia. Și scoatem croșeta și avem din nou doi și am scăzut. Întoarcem iar pe o parte. Iar avem aici doi. Deci se văd, da? Pe aceștia îi luați mereu de pe muchie. Dați că pornește un pic mai greu. Bun, i-am luat. Am din nou doi, îi scad. Întoarcem iar. Tot de pe muchie de aici. Sunt doi ochi. Da? Se vede, da? Îi luăm și îi scădem. Tot doi, iar. Se văd. Deci de acum gata, merge ușor. Se văd ușor.
Această tulpină o faceți cât vreți voi de lungă. Eu nu le fac prea lungi. Puteam să-i pun și frunze pe ea direct din lucru, dar n-am vrut, pentru că încă nu m-am hotărât ce fel de frunze o să fac. Și o să am și câțiva trandafiri. Momentan am 30 de boboci și voi face, cred că, și vreo 10 trandafiri mari. Dar, la fel ca și aceștia, o să îi filmez când îi fac. Poate reușiți și dumneavoastră să lucrați după mine. Acesta este șnurul simplu, se numește șnurul de macrame simplu. Deci dacă v-a plăcut tutorialul meu și dacă nu v-a plăcut, puteți să-mi lăsați mesaje, comentarii, să mă întrebați dacă nu ați înțeles ceva, să împărtășiți cu alții modelul dacă sunt și alții interesați. Să-mi dați like, urmărire dacă nu mi-ați dat, oricum nu vă costă nimic, nici dacă dați like, nici dacă dați urmăriri. Mă bucur mult când găsesc comentarii. Am răspuns la fiecare în parte de fiecare dată și mă bucur când lucrați alături de mine. Deci cam așa, tot întoarceți muchile astea, tot de pe muchi se ia cei doi ochi, da? Nu cred că este prea greu. Lucrați-l alături de mine și nu o să vă pară rău. O să iasă foarte, foarte, foarte frumos. Și v-am zis, până învățați modelul, încercați să lucrați, dacă, de exemplu, aveți două, o să-l faceți din două culori, lucrați-l cu ambele culori concomitent. Și până învățați. Pentru că nu o să puteți să țineți minte din prima. Are muchile acelea pe care construiți și care sunt foarte importante în acest model de trandafir. Dacă nu le-ați făcut cum trebuie, nu aveți cum să construiți mai departe. Așa că acolo vă vor da bătăi de cap să țineți minte pe care parte construiți. Deci rup șrața. Cam ăsta este trandafirul meu. Așa a ieșit. Da? Ia să-l pun așa. Cam așa arată. Cam așa arată și ceilalți. Eu am destul de mulți făcuți. V-am zis 30 am și ce să vă zic, vă doresc o zi bună, spor la lucru și aștept mesajele voastre dacă nu înțelegeți ceva. Daniela sunt și v-am pupat!